Bună ziua, stimați prieteni, suntem la cea de a 56-a ediție Analizelor Economice și astăzi vrem să discutăm despre un subiect despre care am mai vorbit, nu atât de mult, dar de ce am considerat importanță să discutăm, acum și veți afla. Doresc să abordăm subiectul gradului de îndătorare a persoanelor fizice. De ce revin la acest subiect? Sunt câteva motive. În primul rând, noi vrem să abordăm subiectul nu doar din punct de vedere a împrumuturilor persoanelor fizice luate de la companiile autorizate, cum ar fi sectorul bancar și sectorul nebancar, dar noi dorim să discutăm despre gradul total de îndătorare a persoanelor fizice, inclusiv despre împrumuturile luate ei de la persoanele fizice, care, evident, nu există în statistica oficială. De unde noi avem aceste date? În baza deja a două sondaje pe care le-a realizat Iris Viitor împreună cu Institutul ISPRI din București și CBS AXA, care din mijlocit implementează sondajele pe teren. Revenim la acest subiect, deoarece după ce avem date de la două sondaje, aceste date ne-au permis să îmbunătățim calitatea estimărilor, că datele oficiale noi le știm, ceea ce nu știam, care este calitatea estimărilor. Partea bună este că, în opinia noastră, după două sondaje, totuși gradul de îndatorare a persoanelor fizice este mai mic decât am crezut noi anterior, ceea ce este îmbucurător. Deci oamenii au totuși datorii cu mai mici decât am crezut noi. Acest al doilea sondaj ne-a permis să îmbunătățim calitatea estimărilor. Dacă mai realizăm unul, două sondaje, deja sperăm că va fi cu mult, cu mult mai bine. Al doilea lucru, de ce noi am considerat important să analizăm acest lucru, să nu uităm că Republica Moldova în 2021 a cunoscut cea mai mare explozie creditelor luate de către populație. Așa ceva n-am avut niciodată în istoria noastră. După aceasta, asta a fost unul din factorii, nu cea mai important, sunt și alți factori, a fost unul din factorii care a determinat creșterea inflației. Banca Națională, începând cu luna iulie 2021 până în prezent, înăsprește politica sa monetară. Acum, în general, s-a promovează un proiect de lege prin care băncile și instituțiile financiare sunt obligate să fie mai prudente în ceea ce înseamnă finanțarea persoanelor fizice, toate lucrurile acestea merg pentru aceea ca să nu ajungem la situația când persoanele fizice nu își pot onora obligațiilor financiare. Din acest motiv am considerat util după aproape jumătate de an, după ce am trecut prin începerea războiului, după ce s-au întâmplat foarte multe situații în Republica Moldova, să vedem dacă s-a întâmplat ceva în tot ce înseamnă gradul de îndătorare a persoanelor fizice. În viitor deja planificăm că astfel de măsurări să le facem o dată în an sau maxim o dată la jumătate de an. Aceste măsurări, încă o dată repet, ne ajută să înțelegem care este situația privind împrumuturile populației, inclusiv noi punem întrebări dacă oamenii au sau nu dificultăți de a întoarce împrumuturile. Haideți totuși să mergem să vedem care este situația. La ziua de astăzi, deci vom începe în primul rând cu împrumuturile oficiale. De ce spun împrumuturile oficiale? Noi avem în ziua de astăzi, noi împărțim toate împrumuturile în patru categorii care le grupăm în două grupe mari. Prima grup sunt creditele luate de la bănci și de la sectorul nebancar. Sub sectorul nebancar noi înțelegem asociațiile de economii și împrumuturi, companiile de leasing, companiile de microfinanțare. Deci acesta este primul bloc mare de împrumuturi sau împrumuturile oficiale luate de la instituții. Al doilea bloc de împrumuturi sunt împrumuturi luate de la persoane fizice, care noi la rândul lor îl împărțim în două grupuri. Un grup mai mare sunt împrumuturi luate fără dobândă de la rude și prieteni. Deci fiecare de noi câteodată ne merem în situația când luăm împrumut. Nu vorbim de împrumuturi de 10-20 de lei, vorbim de împrumuturi considerabile când omul a luat un împrumut important, fie să-și procure un autoturism, fie să procure un obiect de lungă durată. Deci noi ne împrumutăm și lucrul acesta este cunoscut, nimeni nu l-a estimat, noi deja facem acest lucru pentru a doua oară. Și al patrulea tip de împrumut este împrumuturi luate de la persoane fizice cu dobândă sau așa numiți chemătari din localități rurale, că acolo unde oamenii când ajung să ia împrumuturi, acolo de regulă situația este proastă. De aceea, pentru a estima piața, noi în primul rând trebuie să aflăm care este volumul pieței împrumuturilor oficiale. Dacă vă uitați atent, în Republica Moldova în anul 2020, piața împrumuturile luate de persoanele fizice de la bănci și sectorul nebancar era de 23,1 miliarde lei. În anul 2021 au avut o creștere fără precedent în istoria noastră de 8,3 miliarde lei și împrumuturile au ajuns la 31,7 miliarde de lei. Dacă vă uitați atent, creșterea de anul trecut a fost de două ori mai mare decât recordul precedent în 2018. Deci Republica Moldova, în principiu, din 2017 până în 2021, a crescut de
trei ori volumul de credite luate de către populație. Dacă în 2016 volumul total de credite luate de populație era de 10,5 miliarde lei, în 2021, la o perioadă de 5 ani de zile, noi am ajuns la 31,7 miliarde de lei. Deci este o creștere fără precedent în istoria noastră. În anul 2022, în primele 4 luni ale anului, ianuarie, februarie, martie, aprilie și aprilie, volumul de credite luate de cetățenii noștri de la instituțiile bancare și nebancare, noi îl estimăm la 33 de miliarde lei. Aici avem o creștere destul de puternică a creditelor luate de la sectorul bancar și avem o stagnare a creditelor luate de la sectorul nebancar. De ce s-a întâmplat acest lucru? După 2020, când oamenii, de fapt, sectorul nebancar, noi vorbim în special companii de leasing, aici avem o ușoară scădere, dar și la cel, dar mai mult aici am avut, am înregistrat o scădere. După 2021, când am înregistrat o creștere enormă a volumului de credite, în prezent avem așa o mică pauză și dacă să ne uităm, totuși, Banca Națională, efectele sunt vizibile. În acest an, ritmul de creștere a creditelor sau ritmul de îndatorare a persoanelor fizice de la organizații financiare este doar mai mic decât anul trecut. Dacă anul trecut, repede am făcut calcul, cetățenii noștri se împrumutau lunar, creștea datoria cu 690 de milioane de lei lunar, în prezent datoria lor crește cu 325 de milioane de lei lunar. Deci de două ori mai puțin decât a fost anul trecut. De unde s-au împrumutat cetățenii noștri? Vă uitați atent, deci avem 33 de miliarde lei, dintre care 23,8 miliarde lei sunt la sectorul bancar la ziua de astăzi și 9,2 miliarde lei este sectorul nebancar. La sectorul bancar, vedeți că are cea mai mare creștere. Mai mult ca atât, dacă vă uitați pe o perioadă mai lungă, observați foarte atent că la noi sectorul nebancar a crescut destul de puternic după criza bancară, după jaful bancar din 2014. Însă, din 2018 până în 2020, sectorul nebancar a registrat o stagnare și este legat de faptul că băncile au devenit foarte agresive în creditarea persoanelor fizice, iar acum putem să spunem că asistăm la o competiție foarte dură dintre sectorul bancar, dintre bănci care luptă pentru persoanele fizice ca cei mai buni plătitori și ca cei mai buni persoane ca să creditezi, sectorul nebancar care acum a reușit să crească, totuși, în opinia mea, sectorul bancar până ce câștigă detașat această luptă, din simplu motiv că au niște condiții mai privilegiate. Dar aceasta a fost partea oficială. Ceea ce dorim noi să aflăm este care este totuși volumul sau povara de împrumuturi care au cetățenii noștri. Dacă vă uitați în grafic, deja noi putem să vedea și o ușoară dinamică, aveți cifrele din luna decembrie anul trecut. De fapt, sondajul s-a realizat în ianuarie, dar vorbim despre luna decembrie, deja despre datoriile care oamenii le aveau, și luna mai 2022. Este o diferență de aproape 6 luni de zile. Prima concluzie care este... În prezent avem numărul persoanelor care spun că au împrumuturi a scăzut de la 29, de la 28,9 la 25%. Deci numărul persoanelor care spun că au împrumuturi în ziua de astăzi este mai micuță decât a fost anul trecut. Însă, dacă vă uitați atent în detalii, numărul lor a scăzut din contul celor care au împrumuturi bancare. De fapt, ce se întâmplă astăzi, dacă vă uitați atent, veți vedea că sunt 25% la ziua de astăzi au împrumuturi, iar 20% spun că au împrumuturi la bănci, 10,9% spun că au de la instituții nebancare, 9% de la rude și prieteni și 1,5% de la cămătari. Când adunăm aceste cifre, observați că cifra finală este 40%. Puteți să mă întrebați, domnul Ioniță, cum adică 40% din oameni au împrumut într-un loc sau în altul, dar dumneavoastră spuneți că 25%. Toată povestea este că majoritatea oamenilor, sau 15% din ei, au împrumuturi cel puțin din două surse. Adică omul are credit și la bancă și la instituție nebancară. Are credit de la bancă sau de la rude și prieteni. Are credit de la bancă sau de la cămătari. Deci noi vorbim despre 25% din persoane care au împrumuturi și despre alte 15%. Dintre aceștia 25%, 15% din ei au împrumuturi cel puțin din două surse. Iar 2,7% și ponderea lor puțin a scăzut, dar oricum este destul de alarmantă, au credite cel puțin din trei surse. Deci are datorii și la bancă, are și la microfinanțare și la cămătarul din sat. Deci ăștia sunt oameni care pur și simplu sunt înglodați în datorii și nu este important să știm cine sunt oamenii aceștia și cum reușesc ei să supraviețuiască. Deci la ziua de astăzi noi putem spune în felul următor. Numărul persoanelor care spun că au datorii a scăzut,
Însă cei care au împrumuturi sunt înglodați mai tare în datorie. Deci dacă anul trecut numărul celor care au împrumut cel puțin din două surse era mai mic, acum numărul celor care au împrumuturi din două surse a crescut semnificativ. Altfel spus, noi avem mai puțin oameni cu datorii, dar cei care sunt în datorii sunt înglodați mai tare. Și doi, este extrem de important, mai ales în contextul legii care acum trebuie să voteze, să fim foarte prudenți ca nu cumva, reglementând strict sectorul bancar, care este cel mai atractiv pentru populație, noi să împingem persoanele, să împrumuturi la persoanele fizice, și nu atât la persoanele fizice, cât de la persoanele fizice sub formă de cămătari, sub formă de dobândă. Deci, noi estimăm la ziua de astăzi, și am spus că partea este bună, noi estimăm la ziua de astăzi că totuși datoria totală a persoanelor fizice se ridică la 41,7 miliarde de lei, dintre care 23,8 miliarde sau 57%, fiecare a treilea leu este împrumutat de la bănci. 9,2 miliarde sau 22% sunt la companiile nebancare. 7,2 miliarde de lei sau 17,3% sunt împrumuturile luate de la rude și prieteni și 1,5 miliarde de lei sau este cel mai periculos formă de împrumut care creează cel mai mari tensiuni poate crea în rândul cetățenilor, sunt luate de la cămătari sau 3,6% din populație spun că au împrumuturi luate, 3,6% din toate împrumuturile luate de cetățeni sunt luate de la cămătari. Deci având structura creditelor care noi le știm, având număr persoane care au luat credite din altă parte, noi am făcut estimări și la ziua de astăzi considerăm că volumul total de credite luate de cetățenii noștri este de 41,7 miliarde de lei, dintre care 33 de miliarde de lei sunt luate de la instituții financiare, iar 8,7 miliarde de lei de la persoane fizice. 80% din toate împrumuturile cetățenilor noastre sunt la instituții specializate și 20% sunt de la persoane fizice. În baza estimărilor noștri, noi am simulat care a fost gradul de împrumut a cetățenilor noștri în ultimii ani de zile și observați că anul trecut noi am avut o creștere considerabilă a împrumuturilor cetățenilor și este legată, în primul rând, de împrumuturile luate de la sectorul bancar, iar de la persoane fizice noi estimăm că împrumuturile anul trecut n-au crescut comparativ cu un an mai devreme. Deci, dacă observați, datele pe care noi deja avem două sondaje ne-a permis să facem o simulare mai bună și lucrul acesta, partea bucuroasă este că totuși îndatorarea persoanelor fizice este mai mică decât o credeam în trecut și o estimăm la 41,7 miliarde de lei la ziua de astăzi. Întrebarea este dacă cetățenii noștri se confruntă sau nu se confruntă cu dificultăți în toate împrumuturile. Ceea ce vrea să facă acum autoritățile statului, vor să pună niște restricții la posibilitatea de a se împrumuta cetățenii noștri, este pentru a evita situația incapacității de plată a cetățenilor. Noi punem două întrebări la cetățeni. Prima întrebare, dacă el are probleme cu întoarcerea împrumutului, ce avem măcare probleme? Omul are un împrumut, nu-l poate întoarce la vreme și el spune, da, eu am probleme cu întoarcerea împrumutului care o să-l achit. Și atunci noi punem următoarea întrebare. Bun, dacă ai probleme, ce faci tu? Și el are două soluții. Prima, se împrumută din altă parte și întoarce acest împrumut, ceea ce după noi este destul de prost, dar în felul acesta, dacă ați observat, noi considerăm că în prezent avem o înrăutățire a situației celor care au împrumuturi. Și doi, la mine a scăzut, cresc restanțele. Deci am restanțe. Eu pur și simplu nu pot întoarce împrumuturile și restanțele sunt două feluri, mari și foarte mari. Dacă observăm, în prezent, la noi 30% din cetățeni spun că au probleme cu întoarcerea împrumuturilor. Situația puțin s-a îmbunătățit comparativ cu acum jumătate de an, atunci 32,5%. Acum 30% din cetățeni spun că au probleme cu întoarcerea împrumutului. Dacă ne uităm cu restanțele, și situația puțin s-a înrăutățit. Dacă data trecută erau 14,9%, acum 16%. Nu este mult, dar în opinia noastră, în prezent, datorită crizei, noi asistăm la o situație în care oamenii se tem să ia împrumut, iar cei care au împrumuturi, din păcate, au probleme mai mari în întoarcerea lor. Și doi, încă un factor important, după cum am spus, noi vrem să vedem cam care este numărul persoanelor care spun că au datorii ce obțin din trei surse. De fapt, noi considerăm oamenii aceștia care se află într-o situație critică. Deci el are împrumuturi, nu se poate achita, se împrumută din altă parte
Se întoarcă aceste datorii și are și restanță. Deci vă dați seama, omul acesta este înglodat în toate părțile. Având numărul populației din Republica Moldova, care este prezent la noi în țară, având ponderea lor, noi estimăm că în prezent situația puțin s-a îmbunătățit, însă dacă în decembrie noi considerăm că avem 59.000, acum noi considerăm că avem circa 56.000 de persoane care au împrumuturi, sunt înglodați în datorii. Deci oamenii care sunt împrumutați pur și simplu din toate sursele posibile. Deci anume aceștia 56.000 de persoane creează cea mai mare presiune legată de capacitatea lor de a supraviețui. Ei trebuie să devină obiectul de studiu, să înțelegem cine sunt acești oameni, cum și-au luat împrumuturi. Apropo, vreau să vă spun că există o legătură destul de puternică dintre vârsta persoanelor. Cu cât omul este mai în vârstă, cu atât posibilitatea lui de a întoarce împrumutul este mai greu. Deci, oamenii în vârstă au datorii micuți, au multe surse și au cel mai mare restanță. Dar încă un factor care este cel mai important, și asta vreau să atrag atenția la autorități, este dificultatea în întoarcere problemei sau oamenii care au restanță la întoarcerea împrumutului în dependență de sursa împrumutului. Dacă vă uitați atent, cei care au împrumuturi la bănci, 13% spun că au restanță și nu pot întoarce banii la vreme. Din sectorul nebancar, acest nivel este mai ridicat, aproape dorme mult ca la bănci. De la rude și prieteni este aproximativ așa, același ar la cămătare este de 44%. Care este concluzia? Cetățenii noștri, în condiția când au împrumut de la bănci, practic, probabilitatea ca să ne merească într-o dificultate este destul de micuță. În primul rând, condițiile sunt mai bune, în a doua rând, băncile sunt cu mult mai rigid din ceea ce înseamnă a da credit, adică banca să asigură înainte ca să-ți dai bani că să-l poți achita. Și cu toate acestea noi avem oameni care au probleme. În cazul sectorului bancar, ei merg mai ușor la finanțare și respectiv riscul de a avea probleme este mai mare, iar în cazul cămătarilor, din 5 oameni, 2 oameni spun că nu pot întoarce banii înapoi. Deci aceeași concluzie este clară, o repetăm încă o dată, care am repetat-o de mai multe ori, evitați să luați bani de la persoane cu dobândă, încercați să luați la rude și prieteni, dar cea mai bine să luați la o instituție financiară. Chiar dacă luați la o instituție nebancară, probabilitatea să intrați într-o problemă este doar mai mică decât dacă ați luat la un cămătar din sat. Concluzia este în felul următor. Gradul de împrumut a cetățenilor noștri a crescut foarte puternic în ultimii 5 ani de zile. Cetățenii noștri, datorită dobânzilor micuți, datorită gustului de a consuma, datorită inclusiv de a lua anumite bunuri de lungă durată, acum dorim să luăm, oamenii noștri s-au împrumutat destul de puternic, iar la ziua de astăzi noi estimăm că datoria totală a persoanelor fizice din Republica Moldova față de instituțiile financiare și persoanele private este de aproape 42 de miliarde lei, în creștere semnificativă cu acum 5 ani. Asta a fost tema de astăzi și ne vedem data viitoare, cum am discutat alte subiecte de importanță majoră pentru Republica Moldova.